simmelei un plocnalt și din el o păsărică mi-a cântat. Parcă mi spune cu gingașii fericit e acel ce-n lume n-a iubit. Parcă mi spune cu gingașii citit, fericit e acel ce-n lume n-a iubit. Păsărică, mută-ți cuibul și te duc, smulge-mi dorul greu din inima. Domnule șofer, să fiți drăguți să ne ajutați. Bine. Merci, merci. Hexametul să nu pui mâna pe nimic. Aici. Cam iubit ce-n lume nu Filip, te rog să te grăbești. Are și omul la treburile lui, nu poate să stea după noi. Ceasul nostru trebuie să stea în camera noastră. Ceasul nostru trebuie să stea în camera noastră. La locul lui. Ți-a zis-o. Te distrează, nu-i așa? Dar să știi că am și o răbdarea mea. Săptămâna trecută am întârziat din cauza ta. Lasă, tu studiază acolo. Ți-am făcut rost de o slujbă. Nu-i da cu piciorul, n-o să te mai pot ajuta. Ai făcut o groază de lucruri pentru mine. S-a făcut. Mulțumesc mult. Te rog să nu te mai dai cu colonia mea. Parcă tu nu te speri cu săpunul meu. Filip! Filip! Da? Mai lasă-l și pe Lucian să fie primul dată. Da? Da. Unde e mama? La piață. Gata, vreau să mă îmbrac. Lucian e bleg. Ce-ți pasă? E bleg. Hai, du-te, du-te. E bleg. Du-te. E bleg. Hai, dragă, du-te odată. Păi dacă e bleg, dragă. Hei. Sărmâna, nu erai după amiază? Mi-a pierit somnul. Dar după ce fac puțină ordine și după ce pleacă Lucian, mă bag în pat. Întâi și întâi, ordinea. La muncă trebuie să ai mintea limpede. Uite, ia-o și bea-o cât este fierbinte. Hai că nu-ți face nimic, este numai apă cu zahăr. Să nu uiți pachetul, e aici. Prima impresie contează cel mai mult. Să fii cu minte, să fii la locul tău, n-ai nimic de împărțit cu nimeni. Dacă mai aveai puțină răbdare, poate găseam ceva mai bun. L-a rugat pe Lucian să mai caute, dar nu poate nici cel mai mult. Pentru un cadru în aparatul de comerț exterior, e de ajuns. Nu trebuia să-l mai rogi, tata. Dar de ce să nu-mi rog? Ce? Nu va fi ginere? Uite, bine la leafă. Lasă, tata. Hai, nu mai ține cu mâna întinsă. Să fii cu minte. Cum îți aștept, așa vei dormi. Hai, du-te, du-te, că ai întârziat. N-am uitat nimic? Să rămână, tata. Până dimineața, tată. Bună. Cafeaua mea e gata? Da. Unde te duci? Am servici. Ce ți-a găsit ea, Lucian, ceva? Da. Auzi, încercarea moarte n-are. Hai cu noi într-o zi pe locomotivă. Te uiți cu mie și dacă îți place, mangem noi până la urmă ceva cu taică tot. Ce are, dă? Nu merge, mi-au furat copiii piese de ea și nu merge. Nu mai am piese de schimb. Noroc!
Filip, ce faci tu aici? Iar ai plecat cu gâtul gol. Nu ți-ai luat mâncare. Ține. Să-ți dau niște bani să-ți cumpăr ceva. Ce faci, mamă? Cine-i fata asta? Să-ți dau un covric, poftim. Ai grijă să nu întârzi, să vii devreme. Te aștept. Domnul doctor Stănescu? El? Te-a trimis Lucian? Da, bună ziua. E un registru pe masă. Data, numele câinelui, vârsta, rasa, numele proprietarului, adresa. Ce zici? Încerc. Tom. Numele? Cleo Grăjdeanu. Numele animalului? Bambina. Adresa? Poienaru Bordea 20. Vârsta? 2 ani și 4 luni. A fost vaccinat ultima dată? Acum 3 luni. Rasa? Birmaneză. Mulțumesc, poftiți acolo. Știi ce a de făcut, nu? Trebuie să facă cineva și treaba asta. Puneți oamenii pe drumul. La anul venim acasă. Toată bătea asta de cap și are rostul ei. Oamenii se pot apăra și singuri, animalele însă au cam uitat. Domesticirea le-a atrofiat instinctul de conservare. Cum te cheamă, moșule? Vâlcu David! Vâlcu David, auzi. Vino, puștule. Bine, poftiți. Carmencita. Rasa? Cocar. E sănătoasă? Da, e foarte bine. Vârsta câinelui? 3 ani. 3 ani și 4 luni. Următor. Nu vrei să încerci, Filip? Nu. Numele? E pre de casă. Numele am zis. Ce nume? E pre de casă. Mulțumesc, doamnă. Bună ziua. Lasă acum treaba. Poți să mergi acasă. Am amorțit. Te scoți la autobuz. Hai. La sfârșitul secolului trecut exista o lege care interzicea să legi găinile de picioare să le ții cu capul în jos. Nu era o lege de lepădat. Tot cuconetul bine făcea parte din societăți pentru protecția animalelor. N-ai încercat la facultate? Ba da, dar n-am reușit. Dar cu ce vrei să faci? Să muncesc. Dar n-am găsit un loc care să-mi placă. Uh-huh. Am mai fost și în alte locuri. Și? Și am plecat. Nu m-am simțit bine, nu mi-a plăcut. Frumos. Mi-ar place să lucrăm împreună. Nu m-am gândit niciodată să fac meseria asta. Atunci n-are niciun rost. Lucian nu ți-a spus unde te trimite? Nu. Data viitoare să-l întreb. Mulțumesc că m-a ajutat, Filip. Eu rămân să mai strâng niște lucruri. Asta nu uit o să primești bani. Nu-i nevoie. Nu. Am un fond special, las că știu eu. Ți-i trimit prin Lucian. Uite, acolo e autobuzul. Bună ziua. Ai grijă! L-ați găsit?
Hai, cum ați încălat acolo voi? Filip! Filip, haide! Cu științele astea, Lenatorii nu scot niciun ban. Dumneavoastră aveți experiență, nu? Răspundeți? Da. Nu s-ar putea spune că m-am îmbogățit din studiul mușețelului. Tu când te-ai hotărât să faci averea, mă? Chestiunea nu e când, ci cum s-a hotărât să o facă. E treabă de nuanță. Bea de ștept. Ascultă-vă, Filip. Pentru cine crezi tu că se construiește aici? Pentru calici? Termină-vă. Ești cam subdezvoltat, băițică. Cap plus știință plus muncă zdravănă, egal pâine albă cu dulceață, miere și lapte în frigiderul fiecăruia. E ceva rău în asta, domn profesor? Depinde de multe, măi. Nu cred. Nu neapărat. Filip are inclinații speciale pentru idealuri imprecise. Îl cunosc foarte bine. Idealurile se împart în false și adevărate, atât. Vedeți? Pentru unii idealurile iau o formă concretă, cantitativă. Câtă pâine, cât lapte, câtă miere. Ce dracu s-o fi dus asta la chimie alimentară dacă are atâta dialectică în el? Ascultă, micuțule. Nu-i destul să știi ce fel de meserie vrei să faci. Trebuie știți ce fel de viață ai de gând să trăiești. Blondă, cu ochii verzi, fie și albaștri, dar pielea albă. Albă. Ascultă-mă pe mine. Auzi, poate să fie și mai puțin alb. Bună ziua! Istrate! Bă, Istrate, bă! Istrate! Salut primului dintre noi care construiește concret socialismul. Ce faci, bă, Istrate? Hai, bă, termină cu cargara. Salut, Istrate! Dă mâna și cu domnul profesor. Ia să văd, ce muncești tu aici? Ia zic cum e. Păi cum să fie, mă? Bine. Nu-i greu? Merge. Nu-i greu? E greu, dar m-am învățat. Dar nu-i numai asta. Mă simt eu important. Vezi să nu crezi, fete. Știu ce vreau, mă, știu ce sunt. E vorba de demnitatea mea la urmă urmei. Să ai rostul tău, viața ta. Și pe urmă poți să faci ce vrei. Nu mai poți să zică unul nici pus. Să vină unul la mine să zică pus. Să vezi când mă spăl. Mă pun la șpiț. Cămașa albă, cravată. Mi-am făcut un costum, parcă m-am născut cu el. Dacă are vreun chef să mă ia pe mine fiul de vanivert, dar n-are decât. E liber. Păi, Strate. Trebuie să ai viața ta, bă. Contează ce crezi tu despre tine. Încolo e vax, să știi? Vax? Bă, ce faci, bă? Cum merge, bă, cu ingineria? Bă, lasă-mă, că peste 2 ani spre că ridichea. Păi, Strate, cât îți dau ăștia pe lună, bă? Hai, hai la băieți. Bani, mă! Domn profesor, eu mă duc sus. Hai, mă, lasă-mă. Nu? Unde vă tărați, bă? E ceva care nu merge, Filip? Totdeauna e ceva care nu merge, domn profesor. Mai sunt supărați ai tăi că n-ai reușit la facultate. Am început să obișnuiască cu ideea. Tata vrea să mă țin acasă. Și tu ce vrei? Când e cineva care îți plătește meditațiile, îți dă de mâncare pe degeaba, că e chiar și tatăl tău. Aș vrea să fiu și un om întreg așa. Cine te împiedică? Nu știu. Poate că e și vina mea. Domn profesor! Se vede bine. Domn profesor! Vă cheamă meșterul! Domn profesor! Haideți! Ascultă, Filip. Ce-ți place ție? Ți-am spus să stai acasă să înveți. Tu ai spus că vrei să muncești, dar bă, că nici munca nu-ți place. De acolo pleci că se fură, de dincolo că ți se dă bacșiș, de la dispensar că nu-ți plac câinii cu covrigi în coadă, păi așa nu mai merge. Trebuie să-ți găsești și tu un loc în lumea asta. Lumea asta e mai complicată decât crezi tu. Ce-ți poate să ție ce fac alții? Tu vezi de munca ta. Își bate joc de noi, tată. Am pun obrazul pentru el, ne zbatem să-i facem rost de un post unde să câștige mai jos, să-i pice ceva pe deasupra și îl face nazuri. Pace pe domnul, uite-te la el cum tace. Vorbești tu de ajuns. Vorbesc că nu o fac pentru el, o fac pentru tata. Ce-ar fi să ducă eu cu cine în fabrică? În fabrică nu. În fabrică să meargă ca inginer, nu ca ucenic. Am dreptul măcar să-i cer și eu atâta lucru. Vreau să trăiască altfel decât mine, să pornească în viață altfel decât mine. Toți vreți, toți aveți drepturi în casa asta. De ce îl trimiteți în locuri din astea? Ți-e rușine să-l trimiți în fabrică? Tu n-ai fost muncitor? Dacă vrea neapărat să muncească, lasă-l să muncească. Să se ducă în fabrică, să fie și el muncitor, cum ai fost tu în tinerețe. Lasă-l să plece la tacină. Lasă-l pe tata, vorbesc eu cu Atanasiu. Asta ai înțeles tu? Și cum ai să vorbești cu Atanasiu?
De ce să nu vorbească mamă? Ce a fost a fost, gata, s-a dus pe apa sâmbetii. Sunt oameni în toată firea, n-ai niciun motiv. De când ești așa de înțelegător pe pielea altora? Dragă, după câte știu nu eu... Nu nimic, nu te amestec. E, doar tu mi-ai povestit, Simona. Mă rog, treaba ta, o să înceapă să mă urască, o să creadă că din Adiz l-am trimis să fure și să facă învârteli. Așa e viața, așa sunt oamenii. O să se convingă de altfel de unul singur. Să aranjeze tata cu Atanasiu, eu nu mai fac nimic. Tot timpul faceți aranjamente, fără aranjamente nu se poate? Mai bine ar pleca bunicul. Ia nu vă mai amestecați. Îi găsesc un loc unde să avem timp și de învățat. Și mai bine strângeți masa asta. Știi că e foarte important să cunoști oamenii la locul lor de muncă. Mă întorc îndată. Dacă mă caută cineva, spuneți că sunt în depozit. Așa. Hai să mergem. Aici o să ai destul de lucru. Vezi că pentru dumneata a telefonat doar așa Atanasiu. S-a aranjat. Pe tatăl dumitale îl cunosc eu. Om destoinic, cinstit, muncitor. L-a văzut de treabă. Eu lucrez aici de 20 de ani și cunosc. Am avut prilejul să cunosc. Dar și director comercial tot așa a început ca tine. E, și-a dat liceul la fără frecvență, facultatea. Azi tovarăși a fost promovați în alte munci. Noi ne îngrijim de tineret. Așa e la noi. Aici, mă rog, dar și străiești. Știi, dacă îți vezi de treaba, ai toate șansele. Noi, tovarășe, încurajăm pe tovarășe care dorește să înveți, să promoveze. Ia. Noroc, tovarăș. Un tovarăș nou. Venim și pe la tine, de să aranjezi. Da, bine, vă aștept. Le creăm toate condițiile să se simtă bine, la largul lor. Depozitul e mare, tovarăș. Hai să vezi acolo marfuri de zeci de milioane. Natural, se mai fură, se mai fac și afaceri pe sub mână. Ba, nu tentează. Acum depinde numai de tine. Să rămâi cinstit sau să puși pe o cale greșită. Hai să-mi spui ceva? Atunci bagă la cap și ținte tare, băiete. Hai! Porta, porta, porta! Hai, băiatul, gata, poate. Gata! Ne poate! Hai, băiatul, gata, fă gata! Un pas porta, porta. Hai, băiatul, că e interes gata, de serviciu! Porta, porta, porta! Dă un autograf, băiatul! Hai, băiatul, hai, băiatul! Gata, cum porta, stai porta, cu porta. Femeile? Gata, gata. Dificil. Dacă ai trebuință, faci o rugăminte gata, la băiatul. Cunoaște gata, toată gata, floarea păpițoicilor din sud-vestul capitalei. Gata, gata. Aici? Da. Ai înțeles? Am plecat. Auzi? Ne poate, când e leafa, ne vedem și noi undeva. Aici îmi place mie să stau, tovarășa Atanasiu. De câte ori vin pe la Matale, asta ori în șir, să văd lumea cum mișună. Îmi place. Am adus și dosarul ăla. Când ai timp, pui o semnătură. Contează. Bună aprovizionare. Ai lucrat frumos. Lasă peria, lupule. Îmi place. Hai să mergem. Salut. Mi-a spus tata că vii și te-am așteptat. Ce faci? Lucrezi tu? Vrei să te ajut? Cere-i voi. Serviete diplomate ai adus? Nu sunt în depozit. Vreau să-i cumpăr o servietă bună. Mulțumesc. Și nu găsesc. Dita mai studentul și umblă cu Ghiozdanu, ca elevii de clasa întâia. Ăsta nu-i comerț, lupule, e haraba bună. Dar ce să fac? Sunt cu mâinile legate. Cine e? Filip, băiatul Alexandru. Ei. M-a rugat să-l ajut. L-am ajutat. Mă cunoști. Știi, pentru vechii noștri prieteni, eu fac orice. Știu. E băia bun, sunt mulțumit. Te laud, Filipe. Vezi să nu țin nasul la purtare. Ce face taică-tă, mă? Nu vă cunosc. Nu mă cunoști. Era atâtica. Blond și murdar la nas. Am lucrat cu taică-tul la uzină, cu tovarășul Atanasiu. Eu sunt Lupu, mă. Lupu, mă. Erai mic, ai uitat. Ce faci acolo, Marcule?
Filip zicea că uite... Zicea Filip, zicea Filip. Ce tot te uiți în gura lui, mă? Mă înșală Filip pe mine, a? Ce-o fi în capul tău? Hai, du-te acasă. Ți-ai văzut prietul, ai stat de vorbă cu el, mai ai și alte treburi. Tu ce mai stai, mă? Aștept să-mi semneze de primire. Nu uita de serviete. Hai, să mergem, Luca. Cum trece timpul, tovarăș Atanasie. Mai ieri eram ca ei. Noi n-am fost ca ei, Lupule, ascultă-mă pe mine. Iau altceva în cap. Muzică bățială, chewing-gum, plete. Îi văd pe stradă și simt că mă umflă râsul. Ce sunteți voi, fete, băieți? Ce vreți voi, bani? La muncă! Un moment. Fiți amabil, vă rog, un kilogram de antricoate. Mișurica, data ai pregătit, da? 3 și 3. Am bine, viu, mai de două ori am băgat foarte ca în chica lui Marco. Gata, Lupule. S-a schimbat lumea. Ne-am trăit, trei, ne-am mâncat mălai. Alții la rând. Ce să-i faci, șefule? Nu ai ceva pentru mine, șefule? Ți-am spus să treci mai târziu, idiotule. N-am nimic pentru tine. Hai, pleacă. Mie îmi place să privesc lumea, tovarășa Atanasiu. Îmi place. E bine și așa. Dacă ia și pensia. Dacă aveți răbdare, o să vă servez, doamnă. Pudră nu am, nu am pudră. 23 de lei, doamnă, v-am mai spus, la fel ca aia neagră. Nu am colonie, n-am decât 1001. Nu am decât 1001, așteptați puțin. Stați să văd dacă e la raf. Așteptați puțin. Asta cu flori, stați puțin să mă uit. 23 de lei, uitați-vă, 23 de lei. Așteptați puțin că primim marfa, așteptați puțin. Poftim. Ești nou, nu te-am mai văzut pe aici, ești în locul lui Marius? Da. Nu-ți prea place blotana, nu? E cam înghesuit aici, dar eu nu sunt ca toată lumea și eu mă simt bine oriunde, să știi. Lumea stă la coadă și noastră acum a primit. Terminați, doamnă, dată, terminați! Închidem, închidem, nu vedeți că primim marfă? Hai, hai, vino și stai aici. Așteaptă-mă până când e asta. Să știi că pe aici trec tot felul de golan și fac garagață de mine. Știi cum mă strigă? Mă strigă rulotista. Am să reclam într-o zi. De fapt, mi-a spus el și Mariu să mă mut la Cocoru. Cred că mi-ar sta bine în uniforma aia de acolo, nu? În fond, mi se potrivește foarte bine cu ochii. Cred că ai observat că am un frumos, nu? Uite, eu cafea, dacă vrei, beau-o până număr eu banii ăștia, bine? Mulțumesc. Dar de fapt să știi că sunt miopă și că normal ar fi să port ochelari. Ar fi groaznic, nu? Dar dacă mai face rost de niște rame mișto... Hei, uite pe prietena mea! Ce faci, Angela? Ce faci, mă, de când te-am mai văzut? Mă, am fost într-o excursie excepțională, și mă. Și cum a fost? Excepțională a fost, Angela. Mă, 5 zile, de la munte la mare, cu o nebunie. Și un grup foarte drăguț și... Nu cumva ești în locul lui Marius? Ba da, cred că da. E o cară aici. Păi ia-și tot țigară, vrei? Nu, nu vreau, măi, nu. Ce am, dar poți să-ți fac răzgura de pozit dacă ai nevoie. Ce culoare ai vrea să-ți fac răzgura? Da, măi, eu lui dau un chewing gum. Bine, dar trebuie să mai treci pe aici ca să ți-l dau, trebuie, da? Trebuie, da, ce mai trec cam tu. Sigur, bine. Da. Eu am plecat. Pleci? Bună. Servus. Pa, pa. Bună. Ia zi-mă, ce mai zici? Care mai e viața? Ce să zic? Eu cu necazurile mele am foarte mult de lucru. O pastă de dinți ai? Mă, am și pastă de dinți. Dar mai bună așa. Mai bună, da. Ia spune, zi, cine-i tipul? Cine? Mă, nu știu cine e, că azi l-am văzut prima oară. M-a venit cu niște pachete, mi-a adus cu Marius, dar cu Marius cum e? Mă, mai vine așa din când, când stai aici, am deci ce pleacă mai... după aia? Nu. Deci, mă... Auzi, voi ce faceți? Unde mergeți? A, Anica, eram trecut așa pe la dacă mă așteptați să-mi strâng și eu toate lucrurile astea, vin și eu. Ok, s-a făcut, așteptam. După ce am auzit foc, am mai mers 15-20 de metri, nu pot să-mi dau seama cât am mai mers exact. Și am oprit mașina, m-am dat jos, m-am întors înapoi. Dar cine îți dăduse lui tale voie să pleci spre Iași sau, mă rog? Luni trebuia să plec la Iași cu aprobare, iar atunci eu am zis să rămân până la părinți, la Râmnicu Sărat, să-mi iau o damigeană de vin. Deci, cursa, ca să spunem mai clar, era clandestină, adică dumneata te dusese și cu interese personale, nu? Dovadă că în foaia de parcurs, dumneata nici nu ai trecut această cursă. Deci, clar și cinstit, era o cursă clandestină. Da. Și cum s-a întâmplat accidentul?
Am lăsat mașina la Coarea și m-am întors înapoi. M-am întors înapoi, un cetățean vine spre mine. Atunci când am văzut, m-am dus unde era... Mai dai un telefon. Nici o grijă, îl găsesc eu. Era lungit pe jos acolo. Eu... Ce ai spus? Se mi-a întâi. Martorului acela, zic, nu te supăra, zic, chiar nu mi-a... Să nu mai vii aici, că nu te mai primesc în casă. Păcat că trebuie să plec, era o emisiune frumoasă. Adică postul de prim ajutor, să viu, să vedem ce facem. Lupo a adus-o? Da. Era azi dimineață la Atanasiu, la magazin. Dar ce poză e asta? Ești și taică-tu aici? Lasă fotografia aia și treci la masă. I-am spus că Alexandru la servici. Și el vine în miezul nopții la mine și stă aici 3 ore pe capul meu fără să se miște, stă și se uită la mine cum cos la mașină. Du-te și te spală pe mâine. Auzi, mama, n-am știut că a lucrat cu tata în fabrică. Multe nu știi tu. Ridică farfuria de acolo și lasă fotografia asta, că o știu, o cunosc. Mama, s-a întâmplat ceva cu ei acolo în fabrică? Taică-tu să-ți spună că el le știe mai bine. De ce nu spui dumneata? Atanasiu și Lupa au făcut mult rău. Ce fel de rău? Tu te și al pe Lucian și vină la masă. Și tu spală-te pe mâini. Dar ce poză e asta? O poză de demult. Tu n-auzi telefonul? Alo? Așteptați un moment. Să vii la masă. Alo, da, eu. Da. Cum s-a aranjat? Bine, mersi, domnule, a fost foarte drăguț. Data viitoare am să te servești. Hai la masă! Da, da. Ei, știi cum e cu chestiile astea. Bine, salut, mersi. Unde e Simona? Nu e acasă. Cine a adus-o? Lucu. Închide televizorul. Nu-l închide, fă-l mai încet. Ia te uită, vechi prieteni într-un moment solemn. N-aș zice că arăți prea grozav. Ce te interesează cum arăți? Ce-ți pasă? Sau ce plăcere să te uiți la ea? Sigur că îmi face plăcere. E viața mea, de ce să nu-mi facă plăcere? Mai vrei ceva? Ce-i cu tine, tata? Nu cumva ești mândru de trecutul tău cu lupul și Atanasiu? Ascultă-mă bine, Simona. Nu te-am întrebat nimic când te-ai întors acasă. Am știut că ai dus-o greu într-un oraș necunoscut, singură. Când ai venit cu Lucian acasă, am tăcut din nou. Am crezut că o să vă căsătoriți. Dar uite că a trecut un an de zile, în care n-ați făcut nimic altceva decât să mă chinuiți cu viața voastră. Nu mai suport fetito, nu mai pot. Iată, tată, încearcă cu Filip, cu mine nu mai ține, mersi pentru țigări. Trebuia să-l dai afară. La mine să nu țipi, că nu mă sperii. Să știi că n-a venit la mine, la China a venit, așa că nu mi-l urca minga. Dă-mi un rom. Vechi prieteni, dacă aș fi mai tânăr cu 10 ani, mi-aș lua luna în cap. De ce? În orice caz, nu ca să-i fac plăcere, Simone. Cred că ar trebui să vorbești cu Lucian. Ce să vorbesc cu Lucian? Să le iau de guler, să-l duc la primărie? Nu el e vinovatul, ea e vinovată, ea care tot Taci, timpul nu face. Filip, du-te la culcare. Zău, dacă te mai înțeleg, Simona, doar tu mi-ai spus că dacă mai stăm aici, nebunim. Păi nebunim, să știi. Am găsit o soluție, ceva provizoriu. Aici, aproape, 2 camere micuțe, drăguțe, finuțe, baie, bucătărie, mă rog, confort minim în loc de confort zero. La cine? O văduvă, înțelegătoare, am vorbit cu ea. Îi dăm un telefon și mergem când vrem noi. Mai încetează, dragă, cu aparatele alea. Tot nu se vede tot ce ai face. Dragă, nu o fac pentru tine, o fac pentru mine. Și dacă vreau, mă apuc și de tenis. Măcar de face pentru tine. Casa aia are încălzire centrală? Nu, e cu lemn. Dar mă rog, putem să băgăm gaze. Și ai aprobare? Tu știi ce înseamnă. Dragă, dau în stânga, dau în dreapta. Nu fi caragios. Stăm un an. O să stăm în cămăruța asta până să ne ia la zi cu de băgăm. Hai să ne culcăm, Iesu. Ce unde mai scoși revistele astea scârboase? Mm.
Îngerul meu scump. El mi-a luat perna bună. Tot timpul face așa. Îngerașul. Lasă-mă că ne-am... Filip, lasă-mă. Hai, lasă-mă că ne-am de toată casa. Mâine am servici, mi-e somn. Nu mai arunca și tomocul pe fereastră. Lupul de ce a venit pe aici? Nu știu, nu mi-a spus. Că degeaba n-a venit el. Poți să fii sigur. Avea un dosar în mână, unul că el nu vine niciodată degeaba. Lasă, că nu-i dracu chiar atât de rău. Da. Negru. Nu aveți un ciorap negru. Doamnă, e închis, nu vă supărați. Dar nu puteți să mă cați să răspundeți. Veniți mâine. Dar de ce nu puneți un program, Duduie? Doamnă, nu vă supărați. Puneți-vă un program. Pardon. Bună. Aha, e cam întârziat. M-am uitat după tine și n-ai venit. Ți s-a schimbat șoferul? Numai Duba. Hai, vină și mă ajută și pe mine. Ce știi câtă treabă am avut astăzi? Am avut foarte mulți clienți, să știi. Dacă poți să mai faci roz de soție. Știi câte sutiene s-au vândut astăzi? Astăzi e închis. S-au vândut grozav de multe sutiene, dacă poți să mai faci jos de la depozit. Te plictisești? Nu. Nici Marius nu se plictisea, dar îi plăcea cel mai mult când număram bani. Știi ce făcea? Stătea acolo în colțul ăla, râdea și îmi spunea, hai mai repede. Vrei să numărăm banii? Ce face Marius acum? Este la o școală de reparat televizoare, unde o să fac o meserie foarte curată. O să câștige niște bani. Hai, vii să numărăm banii, că am câștigat foarte mulți bani astăzi. Dacă aș avea eu măcar o parte din banii ăștia, mi-aș lua un Pegas. Te-ai lua un Pegas? Hai să numărăm banii. Uite, numără-i tu pe ăștia mărunții, pui deoparte și eu pe ăștia de 100. Bine? Așa se face monetarul, să știi. S-a închis! O cămașă cu șirete. S-a închis! Bine, domne, și ce țipe așa la? Păi dacă s-a închis! Ți-a spus, domne, că s-a închis! Haide, hai să mergem. Iar suntem săraci. Haide. Casa mea îți place? E bunica ta? Nu, doamna asta a fost a unui pictor și am o grămadă de lucruri de la el. Dezbracă-te și stai unde vrei tu. Nu-i prea grozavă, dar e camera mea. Tu îți dai seama ce înseamnă să fie numai a mea? Stai jos. Vrei să-ți fac ceva de mâncare, niște ouă? Nu, mulțumesc. Atunci vrei să-ți fac o cafea? Da, mulțumesc. Vrei, așa? A, să vezi ce cafea grozavă am să-ți fac. Eu sunt expertă în cafele. Am o revistă nouă, uite-te după ea și mă duc să-ți fac cafeaua, da? Mi-ar fi plăcut să am o cameră mai mare, dar mi-a convenit asta că e gata mobilată, știi? Hai să-ți arăt cum vreau să-mi fac în casă. Vrei? Da. Uite, stai numai aici. Uite aici. Uite-te aici unde te uiți. Nu ești cu minte. A
Are copii? A, mișto. Câți? Cu doi ragazzi che vanno in scuola. Hai, manca! È un po' grasa. La prossima volta porterò anche un piccolo regalo: camicette, delle scarpe. Io sono molto gentile. Ehi, hey, bună! Sir. Să vii să spun niște chestii nemaipomenite, da? O duceți bine, Angela e cu un cagiu sus. Joacă, domnul. Sunt pe fază. Încercați să vă întâlnesc. Știu dacă poate. La mare. Nu mai trebuie. Lasă-ne singuri. Nu am înțeles, adică de ce se va lua singur? Nu pricep. Hai mă, carte de aici că te pocnesc. Marius, sunt prieten, dar spui eu mâine. Cu tine vorbesc mai târziu. Și tu mișcă de aici. Mișcă de aici că te pocnesc. Filip, hai să mergi. Nu mergi nicăieri. De ce nu lasă pe care, deule, nu-ți e rușine? Lasă-i, domnule, afară pe golanul ăsta. Extraordinar, nu mai pot să bei o cafea din cauza lor. Tu vezi de macaronale tăi. Aoleu, mamă, unde mai găsești pe un col și ăștia de tesoro? Și tu, băieții, că dacă nu ești cu minte, îți dau pantaloni jos. Am mai făcut-o și la alții. Dacă ai curaj, hai afară. Așteptăm aici. Tu fii cam, lasă-l. Lasă-l în pace. Golani, dracule. Hai să mergem să vedem. Ritorno subito. De ce nu lași în pace, mă, băieții? De ce mă e gagica mea, mă, trebuie... Salut. Mă rog. Ai găsit piese? Aiurea. Dar bună. Hei, ce-ai pățit? Nu ai nimic. Cum nimic? Ai o vânătoare cu pisirele. Hai la mine. Nu mă lăsa, trebuie să mă duc acasă. Să nu te vadă ai tăi. Mă aștept acasă. Hai. Pentru mine, femeile toate sunt la fel. Termină, domnule, cu melodia asta. Termină, domnule, mi-am zis cu copii. Ai trezit tot flocul, copii. Termină, domnule. Domnule, nu-ți e rușine? Altă melodie n-ai, tot asta ai cântat-o și ieri și astăzi, toată ziua m-ai nebunit. Mă bagi în spital. Termină, domnule. Te-am andrât. Castea orice lucește feric printre aștri, atât ești de frumoasă. Oricine... Ce-ai în ochi? Gene. S-a bătut pentru fată. Te-ai lovit? Toți vă bateți pentru fete. Te doare? Dar tu de ce nu te-ai culcat încă? A dormit mai mult după amiază. Nu mi-e somn. Dar bună noapte, bună. Tu să nu te vezi pentru fete. Pa. Nu mai rămâi? Mă aștept acasă. Noapte bună. Noapte bună. Eu am aproape tot aici. El e fiind băiatul meu, tovarășul și Lupu. Bună seara. Dar ce-i mai cunoscut de câteva ori. Ai căzut, a căzut. Ți-a spus, mă, taică, tu că te-am ținut în brațe. Era mic, ce să știe. Ei, cum trece vremea. Ai băiat mare, nene Alexandru. Bărbat, nu glumă. Să știi că l-ai dat la o meserie foarte bună. Se câștigă serios. Ei, ce vrei, Atanasiu? Atanasiu are ce învăța de la el. Servește lucrurile. Oprit într-un scurt răgaz contemplativ, aparatul nostru de filmat surprinde ca pe o metaforă. Bun. Merge. Dacă treci odată pe la mine, am ceva special. Nu mai știu de cât timp l-am băgat în nisip. Am desfăcut anul trecut o sticlă. Unde e lemn, ce să spun? Unde e lemnul altceva? Te ungea pe suflet. Mă duc să fac o cafea. Mersi. Hei, ce zici, nene Alexandru? Te-ai gândit? Mă susții?
Dacă nu erai sigur, nu veneai tu la mine. De ce, Stemi? Nu veneam. Dar m-am gândit că ne leagă atâtea lucruri că nu se poate să nu ne înțelegem. Eu nu m-am de ce să mă înțeleg cu tine. Măi, nene, Alexandre, te-am deranjat pe prima tale timp de 20 de ani? Nu. Ei, nici de acum nu te mai deranjez. Dacă nu încele ăștia de sar serios, crezi că venem? Eu n-am nevoie de minciuni, de invenții. Neata, spui adevărul. Îl cunosc pe tovarășul. Am muncit. Merită. Nu meriți, nu meriți. Ai venit degeaba la mine, nu te mai susțin. De ce nene, Alexandre? Eu nu cer răsplată, eu cer dreptul meu. Aveam 20 de ani când am început să lucrez. Am știut eu ce e să dorm într-un pat liniștit. Am știut eu ce e acasă, ce e masă. Du-te acolo, m-am dus acolo. Du-te dincolo, m-am dus dincolo. Am tras la joc, nu m-am uitat nici în dreapta, nici în stânga. Asta a fost viața mea. Am greșit. Recunosc. Care om greșește? Când pui pastii, mă mai greșește. Să plătesc toată viața pentru asta? De ce să n-am și o bătrânețe liniștită? De ce să nu încerc și eu odată dreptul? Ai făcut vreodată ceva fără să ceri imediat dreptul? Ceva cât de mic, să nu mă mize la obraz. Păi eu când mă gândesc la tine, mă gândesc ca la unul care se bate tot timpul cu pumnii în piept ca să-și capete drepturile. Și acum îți pui în cale toată viața pentru o pensie specială. Se trăiește cu bani, nene Alexandru, nu cu vorbe. Tu ai trăit și cu bani și cu vorbe, ca nesătui. Țipai, Dumnezeule, cum țipai că aperi interesele clasei muncitoare. Ca și cum clasa muncitoare era la putere ca să-și faci tu mendrele. Tu și cu Atanasiu ați făcut de munca noastră o afacere personală. Ia să fii drăzit care va să deschidă gura, că imediat vă arăt ascolții. Că imediat. Tu crezi că eu am uitat clasa mea la bușcă? Lupule, Mișel din asta nu se cer cu buretele. Păi, dacă e așa, toți suntem vinovați. Atanasiu ne avea pe toți la mână. Așa e viața. Așa a fost, așa o să fie. Nu o să o schimbe ăștia. Bun, destul de tare. Pișcă la limbă. Nu te-ai schimbat, lupule. Țipai prin ședință că trebuie să schimbăm lumea din temelii și tu nu te-ai schimbat deloc. Nene Alexandre, nu mai suntem tineri să ne jucăm de ideile. Filip, mă susții sau nu? Nu-ți plac poveștile astea ori nu te interesează. Ia-ți banii repede și vin să spun ceva. Avansează. Stai, domnule, la rând. Unde te bagi, domnule? Stăm mereu în față, domnule. El mă bagă primul. Mai lasă-mă, domnule, în pace. Ce tot ai cu mine? Domnule, domnule. 5 lei. Așa mai termină, domnule, cu prostiile. Ești băiat mare, nu vezi? Ce sunt de capul meu, domnule? Sarci. Tot la fel. Auzi, nu te lăsa intimidat, contează pe băiat, da? O, oh, faceți loc, faceți loc, faceți loc! O, oh, vine maestru. Să trăiți definitiv doar și Atanasiu. Dar îi merge bine lui șef. El nu stă la rând. Că zici, bă, de treabă, fii băiat cu minte. A, dragul, ce-i carnea pe tine. Ți-ai oprit datoria. Da, mulțumesc să trăiți, am oprit tot ce trebuia. O să ajungeți în sapă de lemn. Ca nu vin odată cu tremurul ăla să... Nu mai gura de tine, a? Ai următorul, altul la mai rând. Sunt domne șmecheri pe lumea asta. Dar le-o veni și lor odată rând. Semnează, domnule, aici. E prima dată când ai salariu? Atunci ești bun de cinste. Poftim? Am glumit, domnule. Thank you.
Dar tu știi cum mai sunt mânci? Să joci pe trecu cu stică și cu mândrălăii tăi, să citești seara ziar la televizor, să nu scape niciun meci, ai avut și tu o problemă de făcut și tot eu am făcut-o. Bine, facem noi că te-am întâlnit de ea la piață, așa cum e. Eram concentrat. Asta se pepea prin 39. Ce se întâmplă? Banii care îi luasem de acasă, eu știu că epuizați, că mâncarea era cam slabă, cu tare, nu știu ce. Și atunci trebuie o carte poștală acasă, să-mi trebuie niște bani. Să ăștia s-a lăsat cam pătânjeală. Considerează că eu am cheltuit prea repede banii cu care plecasem inițial de acasă. Ce fac eu? Frumos, eu mă mătur și iau cu alea de și eu frumos așa în rimă, în rimă. Dă-o încolo de rimă, neapte, necătește pe cu și spune mai bine pe aia cu cargerea. Și apare locul din un alt cât o prăjină și gata, tu de acolo, tu de acolo, tu de acolo, vezi de voi, dat ordine. Dăm ordine frumos, le rupi, le face praf, nu mai plecați în concediu. Să vă învăț eu ce s-a la militaria. Da. Și atunci am rămas și fără bani și nici concediu nu mai a plecat. Ce se face de fiecare supărat? Iau o hotărâie, cumpăr o coală de hârtie, o coală de hârtie, frumos o scriu, ca să scriu așa mai la sentiment. A doua zi fiecare, Hai, jos, băiatar! Băi, nu m-am niciun spune neaptenie, sau? Hai, că fugi din zăpadă! Când mergem să la dormitor, ne întâlnim cu toți ostașii protonului acolo și le povestesc necazurile mele. Și atunci a spus, lasă-ne, Antoane, care așa eu întreb. Da, parcă nu văd, ești. Dar nu te să. Hai, dragă, nu te mai vedea. Alexandru, nu te vezi băiat. Să întârziem. Și eu am îmbătat la prima leafă. Era o cârciumă care nu închidea niciodată. Putea să stai acolo o săptămână, nu spunea nimeni nimic. Te îmbătai, te trezeai. Hai. Îmbătai iar, iar te trezeai. Da. Nu spunea nimeni nimic. Vino încoa. Lasă-l, lasă-l. Oh, ce mare. Simona! Vino să-ți vezi neamurile. Da, da, să vină, să vină. Cu ăsta ne-am pricopsit. Vino să-l vezi cum arată. Tata. Nu, ăsta-i dai mami. Da. Lucian, vino aici. Ce cu ceasul ăla? Un ceas nou, de la Filip. Să stea la voi ceasul. Prostule, și-au bădut joc de tine. Acum sunteți mulțumiți? Un bărbat trebuie să știe de toate. Un bărbat ar trebui să știe să se apere de răutate și prostie. Dragă, prea exagereze. Prima lui leafă. Nu te amesteca. Lăsați-mă să vorbesc, dragă, parcă sunt un străin în casa asta. Bine, Lucian. Dragă, tata, așa nu se mai poate. Hai să mergem. Are și răbdarea mea o limită. Nu știu unde e mama. Datoria? Datoria. Datoria. Mama. Bea, Filip. Uite, asta e pentru casa acolo. Și asta e pentru tramvai. Hai să-ți cumpăr niște cămăși. Mama, știi ce tare mă doare capul. Tot așa am pățit și-o prima dată. Era o cârciumă care ținea deschis toată noaptea. Iar dacă te îmbătai, nu te dădeau afară. De câte lume e acolo? Dezbracă-te. Ajută-mă. Mă bucur că ați venit. Până oriunde acolo, la grămadă. E Angela. Bună seara. Bună seara. Ține puțin. Mulțumesc. E pentru tine. Pentru mine, dar nu trebuia. Nu trebuia, Filip. Uite. Îți mulțumesc. Uite, ți-am adus și ceva. Am aflat în ultima clipă că-i ziua ta. Mulțumesc mult, mulțumesc, dar nu trebuia, mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc, măi. Hai să mergem, nu mai scânci. Salut, Filip. Uite să scăzi una de la mea. Vrei un pahar? Da, mersi. Poftim.
dansezi, Duduie? Da. Frumos club, da. Cum ai ajuns, dragă, să-l închiriezi? Parcă Jupiter îi zice, nu? Ce-a făcut acolo? Da. Dar trebuie să ducem noi vesela. Vă rog. Și l-am angajat Kellner ca să fie mai servit, domnule Frota. Să ne simțim bine. Frumoasă și petrecerea. Cred că te-o fi costat ceva parale, a? Ce să-ți mai spun, cu câte eforturi și câte necazuri am avut. Dar nu știi cum e în viață. Puțin echipzuială, mai strângi puțin cureaua, numai că toate lucrurile astea vin acum, spre bătrânețe. Ce-mi trebuia mie că soaia asta. Pentru marmă am făcut tot ce am făcut. Bine, măcar că te ascultă, că nu umblă razna pe alții. Ascult? Hai, îl mai radu din când. Dai că tu-i aici? Nu a venit. E, sigur, el nu vine. Auzi, știi când a fost singura dată deșteptai că tu? La singura dată. Când a plecat din fabrică și nu s-a mai uitat înapoi. Auzi? Nu-ți dă nimeni nimic pe degeaba. Trebuie să te lupți pentru orice. Ascultă-mă, sfat de la mine. Auzi? Uită-te cu ochii cât ce pere la Tanase. Așa ar trebui să fim toți. Când a încurcat-o cu fabrica, a întors foaia și a căzut în picioare. Auzi? Ține-te bine pe lângă el, nu o să-ți pară rău. Plătește bine, dacă nu-l înșel. Ce faci, lupule, mă bârfești, a? Hai să așezi pe scaun. Hai să bei și tu un pahar de vin. Mai vorbim. Lasă. E gustare? Da, tovarășe Atanasie, da, niciodată. Știți foarte bine, nu v-am contrazis. Da, lasă. Știu. Pentru m-am mai luat ceva, n-aș vrea să te rarjez. Se vede, nu-i nimic, treci acolo. Bună seara la toată lumea! Tovarășe! Stai jos. Tu, tovarășul, nu l-am mai văzut de mult. Ce faci, tovarășul? Nu l-am mai văzut de când eram urmă. Da, așa. Vai de mine, domnule, dar este plină de calități care nu se pot vedea așa, la prima vedere. Asta e părerea mea, domnule. Vai, dar asta este extraordinar. Uite cine vorbește. Domnișoară, dansați, te rog frumos. Ești grozavă. Ce bine dansă, mă. Ia puțină friptură de găină, lupule. Da, tot așa, eu niciodată nu v-am contrazis. Paserine la cuptor. Servește, servește, servește. Ia și un șpriț. Ia și dumneata puțină friptură. Mulțumesc. Hai, simțiți-vă bine. Nimic nu-i leagă mai trainic pe oameni decât mâncatul și băutul împreună. Ai grijă, servieta, am arte serioasă aici. Nu, dragă, nu stai la discuții cu oameni din ăștia. În astfel de cazuri îi dai afară. Legea îți dă dreptul. Să vă mai torn niște vinții. Bun vinul, domnul Atanasiu. E bun, e curat. Mulțumesc. Serviți, simțiți-vă bine. Că nu-ți fac nimic. Ne-am trăit traiul, ne-am mâncat mălaiu? Aha! Nu credeți voi? Ar trebui să vă uitați la mine ca la un Dumnezeu. Finga! Bârțeală, plete! Ce vă pasă, mă? Ați venit la de-a gata, a? O să vă vină și voi, nu să greșiți. Ce vreți voi, mă? Apar n-am greșit. Hai, lucrurile, lasă. Nu e momentul. Nu, tovarășe Atanasiu. Eu am greșit. Încetează lucrurile, nu e momentul. Hai,
Am greșit și nu se șterge. Încetează-te. Hai. Când pui mati, mă greșești. Mie nu-mi e rușine să recunosc. Stai jos aici. Ei ce vor? Ei în ce cred? Încetează, lucule. Mie nu mi-e frică să mă uit în ochii nimănui. La mine ce-i în gușe și în căpușe. Cine-i cu noi, noi cu alții. Sau nu vii la mine cu Ionescu? Taci odată, lucule. Sau cum aș știu eu ce? Nu mă impresionează. Scoate-l, tovarășe. Cine-i Ionescu, doamne? Ieși afară. Cine-i Ionescu, doamne? Fuge, domnule dracule. Scoate-l, domnule, de aici, că ne strică petrecerea. Haide. Cine-i, domne? Hai afară la aer, spune-o acolo. Ce? Hai, du-te, domnule, acasă. Ce vrei de la mine, domne? Cine Ionescu, domne, așa se pune problema? Vă rog să ne iertați. Hai să mergem, lucrule. Se mai întâmplă. Ei, vă rog să murați cu toții să-mi trească, băiatul. Mulțumesc. Margule, mamă, la mulți ani, mamă, să-mi trăiești. La mulți ani, la mulți ani. Să vă trăiască feciorul, tovarășul, să ajungă mare ca dumneavoastră, să vă trăiască feciorul. Dar ce faci, dragă? Nu-i o felioară de tort? Nu, mulțumesc, sunt la regiu. Nu pâine, nu dulce, nu paste făinoase. Nu știu ce ai făcut, dragă, dar ai slăbit și stă super. Mulțumesc, nu știu. Tu ai adus-o? Da. La depozit nu se găseau. Acum se găsesc. Mă, vă țineți numai de găinării acolo. O să înfundați pușcăriile. E un dar pentru Marcu de ziua lui, din partea mea. Nu înțeleg de ce vă supără lucrul ăsta. E un dar prea scump, ia-l de aici. Cum crezi, tată, da? Tu te rog. Mișcă de aici. Ce-i cu tine, fine? Au început să-ți prisosească banii? Tăi că tu te trimite la muncă, s-a dus și tu un ban în casă și tu faci pe galantonul, da? V-aș ruga să nu vorbiți așa. Mă băgați-vă mințile în cap. Azi nu mai merge. Poate că tu n-ai niciun amestec, dar eu am învățat să suclu și neaurt. Și te sfătuiesc și pe tine să faci la fel. Hai, ia-o de aici. N-am chef să mă calci miliția. Să știți că nu din cauza mea o să vă calci miliția. Dai din gură! Ia porcăria asta de aici! Vezi de treaba ta! Filip, îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Lasă mai noi nimic. Între noi nu s-a schimbat nimic, nu-i așa? Filip! Filip, stai mă, ce faci? Nimic, mai am plecat. De ce să pleci, mai? S-a întâmplat ceva? Spune-mi să stai să nu Filip, plecem. Filip! Stai mă, băiatul! Stai mă, ce este? Nu s-a întâmplat nimic, mai. Nu se poate, mă, s-a întâmplat ceva, nu plecai tu așa. Ceva cu Marcu, a? Nu-i nimic cu Marcu, dar ce vă țineți după mine? Intrați înăuntru acolo. E, lasă că și așa aveam de gând să o șterg. N-ai văzut cum se uita Atanasiu la mine? Parcă îmi dădea de pomană. Nu pot, domnule, să-l închid. Nu pot să-l suporte, bine? Cu el ai avut conflictul, nu? Normal, cine are de-a face cu el, le murdărește fără să știe. Să-l fi întrebat eu pe domnul Atanasiu dacă știe ce e echitate, etică. E ca și cum ar fi băgat mâna în buzunarul meu sau al lui. Sau chiar în altul, poftim. Am impresia că am fost pe o insulă murdară la marginea lumii noastre. Nu șnapan, un hoț ca și toți ceilalți care s-au dat. Și știu că viața noastră îi va băga la gunoi, dar ce să fac acum? Sunt nervos, m-am înfuriat. Băiatul, la furia era bună la grădiniță. A fost să-i cere altceva, acțiune, atitudine. Eu am avut o resuplimentare la birou. E sfârșit de lună. Noroc a fost drăguț un coleg și m-a adus cu mașina. Las, nu trebuie să te temi de mine. E doar un coleg de birou ce-ți trece prin minte. Ești necăjit? Nu, știam. Uite ce e, Filip. Te rog să nu mă înțelegi greșit. M-am săturat. Nu mai pot. Uite ce e, Simona. Tu ai făcut întotdeauna ce ai vrut și foarte bine. Dar cu Lucian ai greșit, să știi. E un prost, mă. E un zero burtos și moale, tu nu vezi?
Ce, ți-e așa de greu să recunoști că ai greșit? Pe Lucia nu mai suport. Deloc. Ne-am întâlnit în tramvai, da? Bine. Hei, Filip! Unde ai dispărut atâta vreme? Bună. Bună, bună. Ți-au ceva? Da, vreau o strămoară. De ce fugi de mine? Știi ce am aici în geantă? N-am avut niciodată atâția bani. 15.000 de lei am aici. Să știi că eu ar trebui să fiu supărată pe tine. M-ai lăsat atunci singură cu fotbalistul ăla. Dacă ai ști, abia am scăpat de el. Vii cu mine până la cerc? Da, te conduc, hai. Filip, hai să mergem. Iar suntem săraci. Tot nu puteam să-l făr, că e de la Marius. Uite, ți-am adus mâncare. Nu, nu mănânc. Hai, facem jumătate. Atunci, uite, ia mărul ăsta. Dacă mănânci mărul, îți spun un secret. Ce? Întâi mănâncă. Știi ce mi-a spus Atanasiu? Că să mă culc cu fisul. Că dacă mă culc cu fisul, mă face vânzătoare la magazin. Ce zici de chestia asta? Hai, mănâncă, nu te mai supăra acum. Lasă-mă. Te-ai săturat? Mama, că n-am să pot să le iau pe toate azi. Mi le trimis dumneata altă dată, da? Da. Ce se întâmplă, mama? Unde ai stat toată noaptea? Am fost la un prieten. Am să iau numai două valize, restul rămâne aici, nu la. Ce se întâmplă, tată? Pleacă de acasă. Ai spus foarte bine, tată. Da, Filip, plec de acasă, mă despart de Lucia. Ea pleacă când vrea, se mărită când vrea, se desparte când vrea, nu-i pasă de nimeni și de nimic. Trăiește în junglă. Îmi pare foarte rău, tată. Știu că eu și Lucian am fost mândria dumitale. Visul dumitale în carne și oase. Un bărbat și o femeie care să nu se gândească decât la casa pe care și-o fac, la mașina mică pentru care mănâncă toată ziua iaurt și castraveți, la patul lor larg și la duminicele petrecute în sânul familiei. Ai ținut cu dinții să ne vezi revize propria noastră mincime. Nenorocirea este că Lucian s-a prins în locul dumitale și nu o să iasă prea ușor din el. Asta e scornit totul. Mama, te rog să-l ajut pe Lucian să strângă ce are pe aici. Mersi, nu-i nevoie, mi le strâng singur. Nu-mi intră în capul ăsta blestemat, că n-am dreptul să le cer să trăiască în bună cuvință. Nu te mai agăța de mine, tată. N-ai fost un tată desăvârșit, nu sunt un copil desăvârșit. Sunt exact copilul dumitale, nimic mai mult, nimic mai puțin. Ai făcut numai ce ai vrut tu. Poate. Dar eu n-am făcut nimic de care să roșesc. Am roșit eu pentru tine. Am mai rămas să-mi spui că viața dumitale e exemplară. De când așteptată să mă zdrobești cu integritatea dumitale morală? Ai fă acum. E un prilej foarte bun. Poate înțelege și Lucian ce se întâmplă. Înțeleg foarte bine. Nu vorbesc cu tine, doar nu pricep nimic. Ce-mi cer, tată? Să mă deprind cu minciuna asta covincioasă? Să-l admir pe Lucian pentru felul cum se descurcă în afaceri? Să-l iubesc pentru că tu-l bați la table? Nu ți l-am ales eu. Că trăiesc în casa asta numai ce căuta. Du-te că te așteaptă hân rălău.
Nu mă așteaptă nimeni, tată. Mi-e greu și fug. Așa sunt eu. Dar când am fugit prima oară, parcă te însoțeam pe tine, nu? Și bunicul ți-a spus la despărțire, du-te acum că te așteaptă căldurica. Lasă că-l iau eu. Da, bine. Îmi pare foarte rău, mama, pentru ce s-a întâmplat. Stă pe telefon. Mama, avem ceva de mâncare? Da. Bine. Ai hotărât totul după capul tău. Și când n-a ieșit bine, ai dat vina pe alții. Să știi că și tu ești vinovat de ce s-a întâmplat cu Simona. Eu nu vreau să-l pierd și pe Filip. De ce să-l pierdem? Pentru că îi plătesc meditatorul, pentru că i-am găsit o slujbă mai ușoară. Păi dacă vrea și leapă și să învețe. Dar uite că Filip nu vrea o muncă mai ușoară. Știi că e un copil dificil. El vrea să muncească ce-i face lui plăcere, să nu fie umilit. Să nu-mi dai mie sfaturi în casă. Tu toată viața ai dat. Acum spun și eu ceva. Asta te supără? Vorbești ca o străină. Vorbesc ca o mamă care nu știe unde o să doarmă fata ei la noapte. Nu mai crede pe ea atât de nevinovată că nu e. Nu fi copil, să știi că au citit și ei, au învățat, au trăit, au crezut în tine, că le ești un tată credincios și cinstit. Ce vrei să facă? Să ducă după Lucian cu învârtelele lui? Să trăiască în întuneric? Poate n-am fost un tată bun, că m-am băgat și într-una și în alta, ca să vezi de toate. Mai bine du-te și vorbește cu Filip. Filip, aș vrea să vorbim. Da, da, da. Măi, băiete, sunt un om simplu cu prea puțină carte. Tot ce am făcut singur. Nu datorez nimic nimănui. Am muncit pentru fiecare ban, pentru fiecare bănuț în parte. Și cred că am muncit cinstit și din greu. Poate meritați mai mult. Dar eu v-am dat tot ce am putut să vă dau. Dar uneori nu vă recunosc, nici pe tine, nici pe Simona. Ce-mi reproșați? Că nu sunt așa cum vreți voi, dar voi sunteți așa cum vreau eu. Filip, cu tine vorbesc. Bine, tată, spune. Dar să spui tot ce ai de spus. N-aș vrea să mă port cu tine ca Simona. Pentru mine cel mai important în viață a fost casa și copiii. Tu nu erai născut când m-am înscris în partid. Am muncit, măi băiete, și în politică și fabrică, am făcut și bune și rele. Ai văzut poza adusă de lupu? Cu Gică Ionescu am stat ani de zile în aceeași casă, am intrat amândoi în partid, în fabrică. Nici nu știu cum am ajuns pe creastă. Știam puține matematică și multe lozinci. Dracu știe cum ne-am pomenit cu oameni, ca Atanasiu, ca lupu. Când Atanasiu a văzut că îi se clatină fotoliu, a inventat un sabotaj, o fraudă și au găsit un țapi spășitor pe Gică Ionescu. Eu plecasem din fabrică, n-am știut, am tăcut, Simona crede că n-am suferit. Am suferit, măi băiete, am suferit ca un câine. Dar viața nu e ușoară, nu e limpede. De ce nu e limpede, tată? Pe la eșalnița pe unde am lucrat eu. Am să vă arăt. Ai și tu grijă aici. Să mai stau și eu de vorbă cu Filip. Să vezi ce am pățit cu ăsta, amic.
L-am luat toate cu mine pe mașină. Poți să pun mâna aici? Da, bineînțeles. Nu zice că v-a rugat să lucreze cu mine. Să te am sub ochi, frățioare. Că eu sunt și mamă, și tată, și frate. Doar sunt frate mai mare. Știi că l-am dat odată jos de pe mașină? La toată lumea povestește asta. Tu ai grijă acolo. Nu știu cu cine se uitase, dar nu-l mai recunoșteam deloc. Păi măi, frate, mie nu-mi place pe ce drumuri ai apucat tu. Ori te faci iar om, ori te fac eu, că mai bine te scăpam din brațe când erai mic. Acum iar începe cu l-am dat în leagă. Și nu e așa? Știi cum e urluia pe peron? Ia-mă, frate meu, că nu mai fac. Uite, acum zilnic îmi face seminar de etică. Peste un minut începe cu istoria. Uite, aici am lucrat eu cu picioarele goale în beton. Vară și mecanică, eu sunt călțat și m-am calificat într-o școală, pardon, elegantă. Ce vrei tu dacă nu pot uita? La cât ajungem? Mai avem. Mai avem. Voia mare. Mergem acasă? Mergem, mergem. Am vrut să vorbesc cu Nea Marin, cu colegul tata. Poate mă angajez și eu aici la o țărărie. Mergem la el. M-am uitat și nici nu o să uităm cele petrecute atunci, pentru că asemenea lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Detai câte unei leagă foarte multe, și bune și rele. Ca să fim drepți, în fabrica asta e și tinerețea și munca lui. Sigur, până să fugă, dar dacă n-a mai vrut să fie muncitor, de știu eu, eu fi bine și responsabil la spălatul izmenilor. Dacă stăm să judecăm bine, trebuie și din ăștia. Ziua. 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 Ce-s astea? Țin și ele socoteală cât de harnici suntem, dai că tu nu le-a apucat. Hai. Aș vrea, Nea Marine, să încep și eu de unde a plecat tata. Asta e imposibil, mă băiatule. Pentru că între timp noi am mers înainte. Dar nu-ți faci griji, ți-au rămas destule de făcut. Asta e o șarjă de oțel. Ionescu face la Galați exact ce fac eu aici. Maestru la oțelărie. Mai vine din când în când o dată la un an să-și vadă niște neamuri. Ce să spun? Știu eu dacă l-o fi iertat pe taică-tu. Ionescu e și el omul carneșoasă, nu ia toate iertătorul sfânt Pafnutie. Oamenii sunt fel de fel. Ia, uite. Adevărul e că Ionescu a suferit, iar taică-tu a stat deoparte și a trecut fitic. Și poate că n-ar fi fost nimic grav în asta dacă de la citatea lui n-ar fi profitat Atanasiu, Lupu și mai știu eu cine. Haide! Pe noi ne-a durut, mă băiatule, ne-a durut al dracului. Și pentru Ionescu și pentru curățenia vieții noastre. Nu ne interesează că a fost taică-tu sau altul. Pentru că convingerile noastre muncitorești nu încăduie nici nedreptatea și nici măcar o umbră de lașitate. M-ai înțeles? Da. Tovarășul Marin Pătrașcu din epistola pentru intransigență citire. Setul 7. Oamenii nu se schimbă cu una cu două. Le trebuie timp, timp. Așa e și lumea asta, îi trebuie timp, astea, și timpul zbuciu, suferință. Din epistola pentru pensionari, ce tine? Vrei și tu o țigară? Aia că ești băi mare acum. Lăgăule, strânge dinții, capul sus și hotărăște de pleci, rămâi. Am înțeles că vrei să rămâi. Aș rămâne, dar... Mai gândim? Ce zici, bunicule? Ce să zic, el e mare, hotărăște singur. Aici se descarcă bateriile de com, se încarcă în vagonete și se duc la oțelărie. Sigur că ai dreptul să-ți faci viața frumoasă și adevărată. Ai
dreptul să-l judeci pe taică-tu. Ai toate drepturile. Dar le ai de la taică-tu, poate și de la mine și la Ionescu. Le ai de la noi, plătite de noi. Noroc, flăcăule, să trăiești nimic. Noroc, băi. Trec eu pe la voi. Am să-ți fac și ție o cheie. Când a fost anul trecut Simona pe aici să-și caute de lucru, i-am dat și ei una. Și mai cât are una. Închide ușa. Acum odihnește-te și mâine să-l găsești pe tovarășul Ionescu la București. Da. Hai să-ți rezolvi și problemele tale. Taică tu și maică, dar de ce nu mai vin pe aici? Ce așteaptă să mă duc eu la ei? Gândește-te mai mult la ce o să fie decât la ce a fost. Lasă-ne pe noi. Vrei să lucrezi de mâine în uzină? Da. Așa, să te văd pe tine ce deștept o să fii. Hai, te las să te culci. Eu ți-am spus de la început, cine-și vede de treabă are toate șansele. Noi ajutăm pe tovarășii care vor să învețe, să promoveze. Le creăm toate condițiile. Tu n-ai vrut. Foarte mulți tovarăși de la noi au făcut sesizări contra dumitale. Până și tovarășul Atanasiu care te-a recomandat. Băi, tovarășul Filip, aici și-au pus niște oameni obrazul pentru dumneata. Ar trebui să-ți fie rușine, măi frate. Când toată lumea muncește în țara asta, toți tovarășii vrea să învețe, să promoveze, noi ce facem aici? Dumneata ne faci de rușine, tovarășe! Să taci acum vorbesc eu! Să mă ascult până la capăt, v-ați învățat să răspundeți numai! Tovarășul Atanasiu mi se plânge de dumneata, că ești arogant, că ești impertinent, deși acum arăți la mine, că faci afaceri pe sub mână, vreau să știu și eu, când ai de gând să te îndrepți? Până ai să-mi dai un răspuns sincer, hai să lucrezi dumneata la ambalaje. Are dreptate, tovarășii. Ești arogant și impertinent. Ziua. Chestia asta nu o să rămână așa. Nu e numai aș cu Atanasiu aici. Nu-i pot lugari. Plec. Unde? Am alte planuri. Învăț o meserie. Plec. Salut. Succes. Auzi? Și pe aia doi lasă-i pe mine. Nu o să le fie moale. Auzi, nepoate? Dar noi ne mai vedem din când în când. Tata nu l-ați văzut? E la biroul lui. Ce face mama? Bine, lucrează. M-am uitat, sunt acum toate domnule. Acum aveți nevoie, aduceți pe aici. O să trec luna viitoare. Bună ziua. Bună ziua. Ce-i, Filip? Ai nevoie de ceva? Ai mutat biroul? Da, l-am mutat aici. Mai multă liniște, mai multă siguranță. Am scăpat și de audiențe. Audiențe la Crizantea? Da, aveam eu destule, da? E mai bine aici, mai aproape de oameni, știi, între oameni. E cam cald, da? E cam cald. Știi, am poftă să-mi dau o bere.
O pericolo. Mergem chiar acum. M-am săturat de hârtiile astea. Mergem la o cârciumă. Știu eu o cârciumă nouă. Trec întotdeauna pe lângă ea. O să-ți placă. Hai să mergem. Tu, tată, te-ai născut într-o lume care nu mai există. Pentru că visul vostru era să distrugeți lumea aceea, să construiți alta, dreaptă, fără frică, fără umilință, o lume nouă. Uite, eu m-am născut în lumea asta, trăiesc aici. Cobor din tramvai, mă uit în dreapta, în stânga, văd fabrici, uzine, blocuri noi, care nu existau pe atunci. Spune-mi, e lumea pe care ați visat-o voi? O parte din ea. Ai fost vreodată la Tănașul acasă să vezi cum trăiești, ce casă are? Și locul care se bate cu pumnii în piept și cere pensie specială pentru că a țipat atunci. Tu, tată, ești un om cinstit și totuși adineaură ai roșit. Da? Crezi că nu o să existe întotdeauna un Atanasiu, un Lupu? Depinde de voi să nu mai existe. De voi n-a depins? De tine n-a depins? Eu nu vreau să te judec, tată, vreau să te apăr. Pentru mine, să te apăr. Să știi că întotdeauna când tu și cu Lucianu mi-a aranjat să lucrez undeva, mă simțeam așa, un nimic, un nimeni. Nu pot să trăiesc așa. Nici nu știu și nici nu vreau. Mai vreau să stai acasă, să înveți, la toamnă, să dai examen la facultate. Aș vrea să reușești să ai o viață mai bună decât a mea. Îți face grijă, tată, că am să dau și examen la facultate. Știu, ești ambițios, dar întotdeauna mi-am făcut griji pentru voi. Cum trece strada, cum învățați, la ce vă gândiți. Tu și Simona sunteți viața mea. N-aud! Tu umbli cu fete din astea? Poftim. Să spun ceva, Filip. Dacă aș fi mai tânăr cu 10 ani, ai luat totul de la capăt. Fără Lupu, fără Atanasiu. Nu merită! Când l-ați văzut ultima dată? Nu l-am mai văzut de mult. N-ați primit niciun telefon? Nu. Poate vreo vizită? Nu. Știu că vă întâlneați în casa aceea. Nu l-am mai văzut. Cerea fi am stat acasă. N-am nici telefon. Acolo unde făceați ceaiuri, unde vă distrați, știți dumneavoastră? Nu știu. Totuși, poate pot să vă ajut. Nu vă spun, nu știu. Aș vrea să vorbesc cu Ionescu, tată. E aici la consfătuire. Ionescu? Le-ai fost acasă la tata, trebuia să-mi treacă prin cap. Ionescu? Nu l-am văzut de 20 de ani. S-o fi schimbat și el. Oamenii se schimbă. Cu mine nu știu ce s-a întâmplat. Am îmbătrânit, am obosit. Ție nu-ți place nici cum trăim acasă. Nu-mi place, tata. Cred că ai dreptate, trăim urât. Dar eu ce pot să fac? Ce pot să fac acum? Dacă aș fi mai tânăr... Tata, nu mai spune asta. Am aranjat să mă întâlnesc cu Ionescu. Tu ești fiul lui Alexandru? Da. M-ai așteptat? Pic. Vrei să știi dacă l-am iertat pe taică-tu? Nu sunt Dumnezeu să-l ierte păcate. Sunt un simplu om în carne și oase. Nu m-am gândit de mult la ce s-a întâmplat cu noi atunci. N-am vrut și nici n-am avut vreme. Viața a mers înainte și eu m-am ținut după ea. Când n-am împins-o cu umărul. Totuși e vorba de tatăl meu. Nu-i vorba numai de tatăl tău. E vorba despre ce facem cu viața noastră. Cum și unde ne trăim. În curtea din spate sau alături de oamenii ăștia care duc greu. De noi, ăștia de aici, cei din curtea din față. Depinde de cum este și cum va fi lumea noastră. Nu de se cătorca
Atanasiu și Lupu. Și nici de oameni slab ca Alexandru. E taică-tă, știu că te doare. Dar așa e în viață. Există curaj și există lașitate. Iar oamenii nu se schimbă atât de ușor pe cât am vrea noi. Să spun drept, mi-a părut rău de taică-tă. Nu pentru că a plecat din fabrică. A plecat mulți muncitori din fabrică. Unii să facă alte fabrici, alții să ridice satul, alții să învețe și să conducă. Au plecat să poarte pe umerii lor răspunderi uriașe. Din păcate și-au făcut loc între noi oameni mici, ca Atanasiu și Lupu. I-am împins viața la margine, slabi, lași. S-au lăsat râțare încotro, irosindu-și viața și amărându-ne și nouă. Singurul de care îmi pare rău e taică-tul. Nu-i nicio nenorocire că a ajuns să muncească la spălătoria aceea, oriunde se poate munci. Dar și-a bătut joc de viața lui. Va atrage pe voi, pe tine și pe Simona, după el. Mi-a povestit bunicul. Cum te-a crescut pe tine? Cum a crescut-o pe Simona? Ce fel de tată e acela care își împinge copiii cu bună știință în unghiere coclite, călduțe, mărunte? A greșit. Și cu el și cu voi. Adică și cu trecutul și cu viitorul. Păsărică, mută-ți cuibul și te bucur. Smulge mirose păcatul și viatul. O mișcare bruscă îi va face să atace, dar din cele pe care vedeți acum, au fost îmblânziți și se comportă ca niște trei domestici. 4-2. Fac o poartă. Nu poți scălări acești inocente cât purtând genunchiere și apărător pe puterul piciorului, din cauza tegumentului foarte aspru al ce mai știu de da. Ai grijă. Curate, da? Da, da. Ia și pijama. Vrei să-ți dau ceva să mănânci? Să-ți dau niște bari. 5-5, asta-ți trebuie acum. Să ai grijă de tine, fiu. Să fii bunicul de noi. La o lungime de 1,80 m. Majoritatea au o lungime medie, între 1,30 m. Thank you.